Găsit România care gândește și bravo ei! Dragi telespectatori, în emisiunea de astăzi îl avem oaspete pe domnul profesor universitar al Facultății de Litere București, domnul Gheorghe Doca. Bine ați venit în emisiune! Mulțumesc pentru invitația de a participa la emisiune! Dragi telespectatori, domnul profesor este primul invitat care va explica din punct de vedere literar și filozofic titlul emisiunii noastre. Eu m-am gândit când am ales titlul la această nevoie a noastră de a gândi ca să ne putem defini ca persoane care existăm. Dar domnul profesor o să ne aducă alte valențe și o să ne explice câteva lucruri foarte interesante, cel puțin pentru mine au fost deosebite. Să auzim, domnule profesor. Titlul emisiunii este incitant. Prin urmare, m-am gândit la ceva înainte de a veni la emisiune și am găsit că titlul emisiunii, Gândești, deci există, poate fi privit din mai multe perspective. Exact. Ar fi o perspectivă filozofică, cea cunoscută în general, în care se afirmă, sau prin care se afirmă primatul rațiunii, Descartes, cogito ergo sum, enciclopediștii și așa mai departe. Există o perspectivă logică, există o perspectivă antropologică, Homo sapiens este o caracteristică sau una dintre caracteristicile care ne definesc ca specie, alături de Homo locvens și Homo ludens, dar eu nu pot să vorbesc despre aceste perspective, ci acestora le-aș adăuga o perspectivă pe care aș numi-o pragmatico-lingvistică. Este vorba de mediatorul care leagă cele două verbe. Gândești, deci existi. Aici avem un mediator de tip conjuncțional. Adică să ne explicați. Realizat printr-o conjuncție. Conjuncția deci este o conjuncție din categoria conjuncțiilor coordonatoare, care are ca specie concluzia. Deci este o coordonare concluzivă. Gândești, deci existi. În aceeași serie de conjuncții coordonatoare putem avea aici alte tipuri de coordonare, anume o coordonare bazată pe dar, deci o coordonare adversativă, gândești, dar existi. Putem avea o coordonare disjunctivă, gândești sau existi, și putem avea o coordonare copulativă, gândești și existi. Mai avem însă posibilitatea ca mediatori conjuncționali să punem între cele două, deci să legăm cele două elemente care intră în această structură prin conjuncții subordonatoare. Adică? Și putem avea o conjuncție subordonatoare concesivă, gândești deși existi, sau cu toate că existi, o locuțiune conjuncțională, sau putem avea o conjuncție sau un mediator conjuncțional de subordonare finală sau de scop. Gândești ca să existi. Existi. N-aș insista prea mult în legătură cu mediatorii conjuncționali. Acestora eu le-aș adăuga un mediator neconjuncțional. Adică un mediator negramatical. Câteodată gramatica îi îndepărtează pe oameni de limbă, de modul cum vorbesc. Oare? Pe elevi, dar de multe ori și pe alții. Prin urmare, aș adăuga aș aduce în discuție un mediator de tip pragmatic și noțional. El se referă la modul cum ne raportăm la ceva. Ne raportăm la ceva.
Prin urmare, ne putem raporta la totul în viață. Ne raportăm la familie, ne raportăm la societate în genere, ne raportăm la valori, ne raportăm la profesie și ne raportăm și la aspectele triviale, în înțeles de comune, trivial cu înțelesul de comune ale vieții, ne raportăm la oamenii pe care îi întâlnim pe stradă, ne raportăm la oamenii cu care stăm într-un compartiment de tren, ne raportăm la automobiliștii pe care îi încrucișăm pe șosea. Ne raportăm și la noi înșine. Prin urmare, mediatorul, pentru că consider raportarea, un mediator între gândești și existi. Între gândesc cel care sunt eu și existență, realitate, exterioritate. O exact. Raportare între interioritatea mea și exterioritatea lumii. Exact, exact. Și aici intervin amândoi termenii care definesc structura emisiunii dumneavoastră, și anume a gândi și a exista. Aș vrea să spun că am putea gândi o relaționare directă și o relaționare reciprocă. E adevărată? Sigur că da. Putem să gândim și una și alta. Diferența dintre cele două tipuri de mediatori, între mediatorii gramaticali, conjuncționali, și acest mediator care este raportarea, diferența constă în faptul că mediatorii conjuncționali sunt expliciți, în sensul că cei doi termeni ai relației sunt prezenți. Leg două elemente care sunt prezente. Gândești, deci existi. Gândești, dar existi, și așa mai departe. Și a doua caracteristică a acestor mediatori este reversibilitatea. Prin urmare, putem să-i punem... Existi, dar gândești. Gândești, dar existi, însă și existi, dar gândești, sau existi, însă gândești, sau gândești, însă existi. Și așa mai departe. Sau existi fără să gândești. Sau existi fără să gândești. Asta ar fi trivial. Da. În cazul celuilalt mediator, mediatorul raportare, nu sunt prezenți termenii a gândi și a exista în mod explicit. Dar în urmare, te raportezi la familie prin felul în care concepi familia, în același timp însă trăiești familia, existi în familie. Existi acolo. Existi acolo. Asta se pune în raport, să zicem, cu societatea, se pune în raport cu ceea ce spuneam adineaori, cu oamenii de pe stradă. Îi vezi, îți faci o imagine despre ei și în același timp trăiești această imagine. Și e și o atitudine. În sensul că îi încrucișezi, îi apreciezi, îi judeci, îi tragi niște concluzii, îi respingi și așa mai departe. Ceea ce mă interesează pe mine în cazul de față este faptul că în act, deci în actul de a trăi în familie, în actul de a trăi în societate, în actul de a merge pe stradă, în toate celelalte situații de viață, există sublimate și a gândi și a exista. Și a exista. Prin urmare, în ce sens? Puteți să ne explicați? În sensul că nu poți să existi fără să-ți faci o imagine despre existența ta și a celorlalți, ceea ce înseamnă implicit a gândi. Un act de gândire, sau dacă ne referim de pildă la profesie, îți faci o imagine despre profesia ta, ți-o imaginezi în termeni mai mult sau mai puțin exact și în același timp o exerciți. Adică o performezi. Ești pe cale, ești mereu în ea. Fără însă ca vreunul dintre cei doi termeni să fie absolut explicit. Prin urmare, gândești profesia, în același timp însă o trăiești. Și aici sigur că sunt multe elemente de spus. Faptul că aici nu există reversibilitate. În sensul că... Adică? În sensul că nu poți să îți faci o concepție, să vezi ceva și separat după aceea să trăiești. Cele două sunt simultane. Împreună. Cele două sunt simultane. Relația dintre ele... Nu poți să trăiești schizofrenic, separat. Este mai curând de circularitate.
Prin urmare, avem când una, când alta, cele două se alternează, sprijină, alternează și sigur au un sens al evoluției.